Așa, bună dimineața încă o dată la toți. Eu mă numesc Maria Covalciuc, reprezint Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. După cum cunoașteți deja, noi prezentăm rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice semestrial, deja din anul 2015 până în prezent. Astăzi vom discuta despre abuzurile legale în achizițiile publice din perioada pandemică. Raportul nostru va fi publicat pe parcursul zilei de astăzi pe site-ul oficial al asociației noastre, ager.md, unde îl puteți consulta și citi integral. Totodată vreau să vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați manifestat față de subiectele pe care urmează astăzi să le discutăm și vă invit să participați la sesiunea de întrebări și răspunsuri și să adresați toate întrebările pe care le veți avea pe parcurs. O solicitare respectuoasă să verificați că atunci când facem prezentările să aveți microfoanele deconectate pentru a avea un sunet cât mai bun pe parcursul discuției și le conectați doar atunci când vreți să adresați întrebări. Totodată vom avea și live-ul pe Facebook, prin urmare toți cei care ne urmăresc prin intermediul Facebook vă încurajez să adresați întrebări, le vom verifica, le vom citi pe parcurs și încercăm să răspundem la sesiunea de întrebări-răspunsuri. Totodată, dacă apar comentarii în timpul prezentărilor, vă rog să scrieți pe chat. Și revenim, evident, în sesiunea de întrebări-răspunsuri la ele. Așa, haideți să vedem prezentarea noastră. La început am să vă prezint eu câteva dintre constatările de bază pe care le-am făcut în urma activității de monitorizare în această perioadă. Deci, în primul rând, vreau să trecem în revistă acele ultime modificări ale legii 69 din 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Aceste modificări au fost adoptate pe data de 10 martie 2021. Ele se referă în principal la achiziționarea vaccinurilor anti-COVID-19. Deci la ce se referă aceste modificări? În primul rând, iarăși vorbim despre o reducere a termenelor pentru licitațiile deschise, licitațiile restrânse și anume că perioada cuprinsă între data publicării în buletinul achizițiilor publice și data limită pentru depunerea ofertelor va fi de minim 10 zile. Despre o reducere a termenelor, de fapt s-a discutat și atunci când a fost adoptată legea 69 din 2020, doar că nu era specificată această perioadă de 10 zile, un minim de 10 zile. O altă prevedere se referă la comunicare și anume că organizarea și realizarea procesului de comunicare cu operatorii economici, inclusiv în ceea ce privește depunerea ofertelor și clarificările, vor fi prin intermediul CRSAP în tender, ceea ce este corect, transparent, cât mai echitabil și se specifică în felul următor, că poate avea loc și pe suport de hârtie în cazul lipsei funcționalităților din CRSAP. Nu este clar la care funcționalități lipsă s-au referit, bănuiesc că se referă la imposibilitatea desfășurării unei licitații restrânse în sistem și totodată mai avem și oportunitatea de a comunica prin e-mail. Asta a fost cumva prevăzut pentru procedurile de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare. O altă prevedere se referă la cazurile de maximă urgență, respectiv achiziționarea vaccinurilor, că atribuirea contractelor poate fi făcută utilizând procedura de negociere fără publicare. De fapt, nu știu cât de necesară a fost această prevedere, ținând cont de faptul că chiar și în legea 131 privind achizițiile publice din 2015 este prevăzut că în situațiile de maximă urgență va fi utilizată procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare. Și o ultimă prevedere foarte importantă este plata în avans. În cazul de față se referă la plata în avans în ceea ce privește achiziționarea vaccinurilor, dar o astfel de prevedere a fost și în textul inițial al legii 69 din 2020. Am discutat la evenimentul din septembrie, am accentuat faptul că este o
măsură foarte riscantă. Am adus atunci și exemplul unei achiziții când s-a plătit în avans și totuși echipamentele nu au fost, echipamente de protecție cred că au fost achiziționate atunci, deci nu au fost livrate în timpul promis. Prin urmare, această prevedere rămâne a fi una foarte riscantă și trebuie tratată cu maximă prudență atunci când autoritățile contractante decid să opteze pentru această plată în avans. Mai departe, vă rog să analizați această diagramă. Am prezentat-o încă la prima masă rotundă de când a început pandemia, din mai 2020. Sunt date care le găsim pe platforma Tender.health, platformă dezvoltată de către colegii de la Inițiativa Pozitivă. Am lăsat în prima diagramă informația care a fost disponibilă în mai 2020 și a doua diagramă este actualizată cu datele care sunt disponibile acum. După cum vedeți, din păcate, nu este aproape nicio schimbare, mai ales dacă analizăm situația din septembrie 2020 și situația din decembrie 2020, deci datele sunt identice. Ce ne vorbește acest lucru? Deci, din 381 de instituții, se referă la instituțiile medicale, IMSP-urile, care achiziționează produse pentru combaterea și prevenirea COVID-19. Deci, din 381 de instituții, 13 nu au, pre au prezentat. Nu au efectuat deloc achiziții în acest sens, 118 doar au prezentat datele și tocmai 250, deci mai mult de jumătate, nu au prezentat deloc datele. Observăm, am putea spune chiar o consecvență, însă cu o conotație negativă, a acestor autorități contractante în a nu ține cont de obligațiile sale. Pentru că și atunci când a fost luată decizia ca toate aceste instituții să raporteze la centrul pentru CIPCS, cineva a conectat microfonul, vă rog să verificați să fie închis. Deci chiar dacă erau obligate să trimită aceste rapoarte cu privire la achizițiile desfășurate în perioada pandemică, continuăm să vedem că două treimi nu se conformează obligațiilor stipulate de Comisia Situației Excepționale încă în anul 2020. Mai departe, vă rog să analizați acest grafic, această diagramă, să zic așa, este tot preluată de pe platforma Tender.health. Ce observăm aici? Deci, avem o sumă totală care a fost cheltuită pentru achiziții cu scopul prevenirii și combaterii COVID-19. O sumă totală de circa 47 milioane de dolari. Este o sumă totuși imensă. Observăm că 29,48 milioane dolari, adică aproape 30 de milioane de dolari, au fost cheltuiți prin contractare directă. Este o concluzie destul de îngrijorătoare, ținând cont de faptul că contractarea directă nu presupune concurență, nu presupune transparență, nu cunoaștem prea multe date, care autorități contractante, ce fel de contracte au încheiat, ce anume au procurat prin aceste contractări directe. Mai mult decât atât, o problemă majoră este faptul că nu pot depune contestații operatorii economici. Deci, mai mult de jumătate din banii cheltuiți în această perioadă au fost efectiv cheltuiți cu minimă transparență de către autoritățile contractante. Dacă o să doriți să analizați mai multe detalii în acest sens, vă invit să accesați platforma Tender.health. Este actualizată de către colegii noștri.
Doar datele privind raportarea nu au fost actualizate din decembrie 2020, dar din discuțiile cu colegii de la Inițiativa Pozitivă am înțeles că acestea urmează chiar pe parcursul acestor zile să fie actualizate. Presupun totuși că nu vor fi mari schimbări, ținând cont de faptul că în septembrie și în decembrie datele au fost identice. Așa. Haideți să vedem câteva constatări pe care le veți găsi menționate și în raportul nostru și cumva am ajuns la ele în urma monitorizării mai multor proceduri de achiziții publice din această perioadă. Deci, în primul rând, vorbim despre o planificare defectuoasă a procedurilor de achiziții publice, ceea ce determină eficiența scăzută a achizițiilor și rosirea banilor publici. Putem da exemplu aici procedura desfășurată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Detalii veți găsi pe platforma noastră revizia.md, unde publicăm cât de des este posibil materiale, analizând astfel de achiziții problematice. Deci, chiar dacă pandemia deja nu mai este cumva o noutate, deja de mai mult de un an, autoritățile contractante au posibilitatea să își planifice achizițiile în acest sens. Uite că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, atunci când a achiziționat dezinfectante, a făcut-o cumva așa foarte în grabă. Prin urmare, putem să subliniem această planificare defectuoasă. Și nu este unicul exemplu, mai sunt astfel de exemple. O altă constatare este faptul că actele normative în domeniul achizițiilor publice destinate gestionării pandemiei COVID au generat reducerea transparenței și creșterea ponderii banilor publici utilizați în afara sistemului transparent de achiziții. O a treia constatare se referă la concurență, de fapt la limitarea acestei concurențe în cadrul procedurilor de achiziții publice prin aplicarea unor proceduri improprii sau ajustarea specificațiilor tehnice. Un exemplu despre care am scris recent și a analizat colega mea, Olga Diaconu, această procedură este achiziția desfășurată de către pretura sectorului centru când au optat pentru un acord cadru pentru reabilitarea scoarurilor. Deci atunci când vorbim despre acordurile cadru, cumva ne referim la niște achiziții ciclice care se referă în fiecare an, de exemplu procurarea combustibilului sau reparația parcului de automobile, nu știu, bilete de avion și așa mai departe. Intuiesc totuși că reabilitarea scoarurilor nu se încadrează nicicum în ceea ce privește un acord cadru și tind să cred că pretura sectorului centru nu reabilitează scoaruri în fiecare an. Acum 4 ani reabilita scoarul și următorii 4 ani exact același lucru va face ciclic și ar putea să prevadă un buget pentru astfel de achiziții mai mult decât atât. Când vorbim despre lucrări cumva de amploare totuși, există riscul ca operatorii economici diligenți să nu vrea să participe pentru că nu se știe care vor fi prețurile pentru materiale următorul an și atunci care operator economic responsabil se va aventura într-o astfel de achiziție, cumva asumându-și riscul ca următorul an sau peste 2 ani, el va avea de suportat niște cheltuieli mult mai mari decât cele pe care și le-a estimat cumva inițial. O altă constatare este faptul că atribuirea contractului de achiziții publice operatorilor economici ce au depus oferte neconforme este destul de des întâlnită și iarăși veți găsi detalii și în raportul nostru și probabil va menționa câteva cazuri și colega mea ulterior. Următoarea
concluzia la care am ajuns și despre care sper că va discuta și domnul Gheorghe Ghitora de la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor este lipsa unui mecanism de executare a deciziilor agenției, ceea ce determină ignorarea acestora de către unele autorități contractante. Ignorarea este o problemă, iar acel cerc vicios prin care contestația cu același obiect este depusă de 2-3 ori pentru că autoritatea contractantă nu a vrut să reevalueze corect ofertele, este de asemenea o problemă ce rezidă în acest sens. Următoarea constatare este faptul că unele autorități contractante inițiază proceduri repetate de achiziții publice, având același obiect, deci despre asta cumva am menționat. Și vreau foarte mult să revenim la acest subiect la sesiunea numărul 3, când vom discuta și cu reprezentanții instituțiilor. Totodată, o altă constatare este controlul eficient și sau lipsa controlului eficient și sancționarea încălcărilor în domeniul achizițiilor publice. Este o constatare foarte îngrijorătoare și la care trebuie neapărat să revenim și să discutăm o posibilă soluție în acest sens. Deoarece perpetuarea acestei probleme în timp poate crea prejudicii sau poate duce cumva la prejudicierea serioasă a bugetului public. Și o ultimă concluzie despre care am reiterat, cred că aproape în toate rapoartele noastre, este faptul că noi, ca și reprezentanții ai societății civile, nu avem pârghii suficiente de influențare sau stoparea procedurilor ilegale. Există soluții, de exemplu, atunci când am depistat acte false depuse de către unii operatori economici. Noi am sesizat Agenția pentru Achiziții Publice și respectivul operator economic a fost inclus în lista de interdicție, însă nu putem face mai nimic atunci când contractul nu este executat conform prevederilor care au fost stipulate anterior, pentru că în acest caz doar autoritatea contractantă este responsabilă și obligată cumva să sesizeze să sesizeze Agenția Achiziții Publice, nu și noi. Și atunci ne ciocnim cu o problemă că observăm ilegalități, însă este destul de dificil să intervenim. Evident, putem să informăm și inspecția financiară sau curtea de conturi, dar cumva implicarea lor va veni post factum, când deja contractul este semnat și banii au ajuns la operatorul economic care și-a permis să prejudicieze în acest fel bugetul public, la care de fapt contribuim noi toți, da, atunci când plătim taxe și impozite. Totodată, aș vrea să precizez faptul că nici în legea 69 din 2020, nici în regulamentul 493 sau 494 nu a fost specificat, nu a fost delimitat clar care sunt achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19. S-ar părea că nici nu este necesar acest lucru, da? Pentru că este de sine înțeles care ar fi astfel de achiziții. Uite că în cazul Republicii Moldova, inventivitatea unor autorități contractante este într-atât de mare încât avem cazuri când sub semnul acestor achiziții, o autoritate contractantă, și anume Agenția Națională de Sănătate Publică, a procurat 4 automobile Dacia Duster. Le-a procurat netransparent, prin achiziție directă și totuși este vorba de mai mult de 1 milion de lei, deci nici de cum nu se încadra în acele praguri chiar și mărite până la 800.000 de lei pentru bunuri și servicii, da? În continuare aș vrea să analizați, să vedeți, să faceți cunoștință cu acest ordin în cazul în care încă nu cunoașteți despre el, dar bănuiesc că deja marea majoritate știe, pentru că el a fost datat cu 6 iulie 2020. Ce prevede acest ordin? Deci,
Agenția Achiziții Publice și așa este responsabilă de asigurarea monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, însă, conform acestui ordin, în cazul în care ea depistează încălcări într-un astfel de raport de monitorizare, are dreptul să solicite remedierea acestor erori de către autoritatea contractantă și în cazul în care ultima nu se conformează, datele despre contract nu vor fi înregistrate. Prin urmare, nu mai poate fi semnat contractul și nici utilizați banii din trezorerie de stat. Știu că avem astăzi și reprezentanții Agenției Achiziții Publice și aș vrea foarte mult pe parcurs, și anume în panelul 3, când vom discuta și vom avea intervenții din partea reprezentanților să abordăm acest ordin și poate ne puteți răspunde la câteva întrebări și anume câte rapoarte de monitorizare au fost din iulie și până în prezent și anume în cazul în care au fost situații când autoritatea contractantă nu se conforma acestor solicitări, Agenția pentru Achiziții Publice a stopat într-adevăr înregistrarea datelor privind contractul, câte astfel de situații au fost și așa mai departe. Și totodată ne interesează cum sunt selectate procedurile care urmează a fi monitorizate, pentru că intuiesc că Agenția Achiziții Publice totuși nu monitorizează 100% din toate procedurile care apar în sistemul M-Tender, da? Și atunci, după ce principiile selectați sau pur și simplu sunt selectate aleator. Cam atât am avut să vă prezint pentru început. În continuare, am să refer cuvântul colegii mele, Olga Diaconu, pentru că o să discutați despre câteva cazuri concrete în care am descoperit astfel de abuzuri legale și, după cum am menționat și la început, în cazul în care aveți comentarii, vă încurajez să le scrieți și să revenim neapărat la ele în cadrul sesiunii de întrebări-răspunsuri. Mulțumesc, Maria. O secundă să distribui ecranul meu. Da, bună ziua încă o dată. Eu mă numesc Olga Diaconu, sunt coordonator de proiect în cadrul Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. Eu aș vrea la fel, stați că e prea mare ecranul. Un pic mai mic să-l fac. Eu aș vrea să vorbesc despre unele probleme pe care le-am identificat pe parcursul monitorizării achizițiilor publice în ultima perioadă și câteva cazuri concrete și unele tendințe și unele probleme care au ieșit cumva în evidență și aș vrea să le discutăm, poate, eventual, cum vedeți dumneavoastră, care sunt opiniile dumneavoastră referitor la aceste aspecte sau cum ar urma să fie soluționate. Deci, printre problemele pe care le-am identificat noi pe parcursul monitorizării, aș zice că una dintre acestea ar fi evitarea aplicării prevederilor legii 131 din 2015. Deci, mai multe autorități contractante au găsit diverse modalități prin care să evite aplicarea prevederilor legii achizițiilor publice, fie prin excepțiile apelând la excepțiile de la lege, fie prin făcând abuz de prevederile hotărârii de guvern 494 pentru achizițiile pentru combaterea COVID-19, fie prin aplicarea prevederilor unor acte normative interne care stabilesc anumite condiții pentru achizițiile publice și care nu sunt corelate cu legea achizițiilor publice. Deci, despre prima situație, cum evită unele autorități contractante legea achizițiilor publice. Aș vrea să vorbesc despre primăria municipiului Chișinău, în acest caz despre municipalitate care a decis să achiziționeze autobuze cu parcurs în sumă de 50 de milioane de lei. Dar această achiziție nu este desfășurată nemijlocit de primăria municipiului Chișinău, ci este desfășurată prin intermediul parcului urban de autobuze, pentru a nu fi aplicabile prevederile, pentru a nu se aplica prevederile
legii, pentru că au mai fost și situații anterioare în care s-a apelat la excepțiile prevăzute în articolul 5 de la lege. Este vorba de faptul că întreprinderile din domeniul energeticii transporturilor, este menționată această sintagmă transporturilor, nu ar fi obligate cumva să respecte prevederile legii 131, ei putând avea propriile reglementări interne de care să facă uz atunci când desfășoară achiziții. Valoarea acestei achiziții este destul de mare, iar condițiile pentru autobuzele care se vor a fi procurate sunt cam următoarele. Vechimea autobuzelor de până la 10 ani și parcursul până la 500.000 de kilometri parcurși. Deci ar fi vorba de niște autobuze destul de vechi, destul de uzate. În anunțul de participare, pentru că avem, dacă vedeți, și anunțul de participare, sunt stabilite foarte vag condițiile și se acordă cumva prioritate celor care le respectă. Cei care nu le respectă nu sunt descalificați, dar nu mai au prioritate. Și nu se face referire nici la legea aplicabilă. Nu se face referire nici în alte documente atașate la procedura de achiziție, ceea ce a generat și oarecare nemulțumire din partea unor potențiali ofertanți. Pentru că aceștia au întrebat în baza căror prevederi normative este desfășurată această achiziție. Inițial, la data de 5 aprilie, autoritatea contractantă, aici avem secțiunea clarificări, a răspuns că se desfășoară conform excepțiilor, dar nu poți desfășura o achiziție în baza unor excepții, adică tu spui doar că noi efectuăm achiziția utilizând orice reguli, numai nu legea achizițiilor publice. Așa reșe. Până la urmă, după mai multe cereri de clarificare, unii operatori economici au făcut referire la faptul că, de fapt, excepțiile de la lege se permite această excepție, totuși aceste achiziții trebuie să fie reglementate de niște acte normative interne pentru sectoarele respective. Și abia la data de 9 aprilie, autoritatea contractantă face referire deja la un regulament, deja la decizia Consiliului Municipal Chișinău și la un regulament aprobat prin procedurile de achiziție directă a autobuzelor cu parcurs. Deci este vorba de decizia cu privire la majorarea capitalului statutar a parcului urban de autobuze pentru în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs, la care este atașat și regulamentul privind procedurile de achiziții. Este un regulament care prevede că trebuie să fie atașat un cai de sarcini, achiziția trebuie să aibă și cai de sarcini și documentații de atribuire. Nu prevede contestarea, dar prevede oricum un set de documente care trebuie utilizate, folosite în cadrul acestei achiziții, însă acestea lipsesc. Lipsește, documentația de atribuire lipsește la procedura în cauză în sistemul MTender. Văzând aceste încălcări, noi am scris și un articol pe revizia și am vorbit despre neregulile din această procedură și ca să le enumerăm, acestea ar fi lipsa cerințelor privind capacitatea economică și financiară, capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economice și a standardelor de asigurare a calității. De orice operator economic, fără să probeze capacitatea financiară și economică și fără a aproba unele standarde de calitate, poate participa în această achiziție. Mai mult, ei nu sunt obligați să prezinte nici garanții pentru ofertă, nici garanții pentru bună execuție a contractului și nici certificat de garanție a autobuzelor care urmează a fi livrate. E de înțeles, dacă autobuzele au deja 10 ani vechime, cine mai vrea să-și asume garanții pentru ele? Lipsa criteriilor de evaluare, adică nu există o metodologie de calcul a punctajelor, doar se precizează că va fi aleasă oferta, cea mai bună ofertă tehnico-economică și desigur că este un criteriu mult prea vag. Nu e specificată nici cantitatea de autobuze și se acceptă și oferte care nu corespund criteriilor.
În afară de asta, între timp, după ce am publicat articolul, între timp am obținut și raportul de monitorizare de la Agenția Achizițiilor Publice, care au confirmat la fel că sunt neregulile, au confirmat neregulile care sunt în procedura respectivă, chiar și nepublicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Și una dintre acestea, una dintre aceste nereguli ar fi și faptul că nu se regăsește cerința privind prezentarea declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi sau participarea la fraude, acte de corupție și așa mai departe. Și de asemenea, prin faptul că se procură, se constată și prin raportul la Agenția Achiziției Publice, prin faptul că se procură autobuze cu parcurs și atât de vechi, pot fi procurate autobuze atât de vechi, de fapt se încalcă principiul de protecție a mediului, de dezvoltare durabilă și chiar crește riscul autorităților contractante, pentru că este posibil că aceste autobuze se vor defecta rapid și banii publici vor fi efectiv irosiți. Deci, acesta ar fi un caz prin care se încearcă să se treacă pe alături de legea achiziției. Poftim? Cer scuze să... Da. Deci, un alt caz, tot, de fapt, tot avem autoritățile municipale, în acest caz avem pretura sectorului centru și a menționat și colega mea Maria, pe care eu tot îl văd ca o modalitate de evitare a prevederilor achizițiilor publice, este folosirea acordului cadru. De ce îl văd ca o modalitate? Pentru că este o procedură tot foarte neclară, este prevăzută în acest caz. Tot să deschid și aici, o să încerc să deschid, stați o secundă. Mi se pare că, da. Deci, acesta este anunțul de participare. După cum vedem, se achiziționează servicii, bunuri servicii de amenajare și reabilitare a scoarurilor, cantitatea, o bucată conform caietului de sarceni. Și valoare de 18 milioane și ceva. Nu este clar ce se achiziționează, câte scoaruri vor fi amenajate de acești bani. Nu există un proiect de execuție a lucrărilor. Nu e clar că cantitatea de lucrări, care va fi volumul de lucru al operatorilor economici care ar urma să participe. Și la fel, eu cred că este o modalitate prin care se evită și obligația de lotizare în acest caz, că dacă s-ar desfășura în mod normal, nici nu e clar câte scoaruri urmează să fie reparate, acest lucru reiese numai din răspunsurile la cererile de concretizare la această procedură de achiziții. Deci, într-unul din răspunsuri este menționat că e vorba de 4 scoaruri. Care scoarul nu e clar, doar că e vorba de 4 scoaruri. Și eu cred că dacă era desfășurată o licitație publică, în mod normal, această procedură, fie că erau desfășurate mai multe, fie că erau divizate pe loturi, în care mai multe persoane aveau, mai mulți operatori economici aveau posibilitatea de a depune oferte. În cazul în care toate au fost incluse într-un singur lot și să face uz de procedura acordului cadru, practic, este un fel de abonament. E un fel de abonament pentru a unui operator economic pentru următorii 3 ani la executarea lucrărilor de acest tip. Și respectiv, pentru că volumul lucrărilor este mare, valoarea contractului este mare, se cer și experiență relevantă, 75% din valoarea prezentului contract. În timp ce, dacă era divizat pe loturi, un operator economic mai mic putea participa cu o ofertă demonstrând experiența care e relevantă executarea lucrărilor pentru un singur de amenajare a unui singur scoar. În acest caz, el poate participa numai dacă poate proba că are o experiență destul de vastă pentru amenajarea acestor tip de lucrări și
Plus, la această procedură au fost obligați operatorii economici să prezinte din start, deși acest lucru nu reiese din regulamentul privind acordul cadru, au fost obligați să prezinte la depunerea ofertei și garanția bancară. De fapt, în procedura acordului cadru, aceasta se prezintă la reofertare, dar de fapt, în cazul acesta, au fost obligați să prezinte acum la depunerea ofertelor inițiale, să depună și garanția bancară, care reieșind din valoarea, de un procent, reieșind din valoarea de 18 milioane, este una destul de mare. Și desigur că nu orice operator economic își poate permite să blocheze o sumă atât de mare pentru o perioadă de 3 ani, ca să participe, nu pentru să blocheze o sumă atât de mare pentru a participa la această achiziție. Deci, la fel considerăm că a fost, că se încearcă, încă nu este în sistemul Omtender, nu este desemnată oferta câștigătoare, sunt 3 oferte depuse, încă sunt în examinare conform informației din sistemul Omtender, dar din câte ne-am uitat peste ele, mi se pare că prima nu corespundea celelalte, nu se vedeau toate actele, dar considerăm că a fost de fapt o încercare de denaturare a concurenței. Da, ce nereguli erau acolo, nereguli despre care am vorbit, de fapt prețul estimat la ochi, e un preț care nu reiese din calcule concrete, nu reiese din volumul lucrărilor, din materialele ce urmează a fi utilizate, pentru că nu este niciun proiect de execuție. Un alt caz de justificare a încălcărilor prin referire la hotărârea de guvern. Hotărârea de guvern 494 pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19. Această situație, de fapt, a fost, cum a menționat și colega mea, Maria, acest regulament a fost aplicat în foarte multe cazuri, majoritatea probabil justificat, dar vreau să menționez referitor la cazul de achiziție a costumelor de maximă protecție. Este vorba de achizițiile din toamnă, că au fost și altele în iarnă, vorbesc acum de acele din toamnă. De fapt, nu s-a făcut referire în documentație de atribuire la prevederile acestui regulament, dar s-a făcut mai târziu, deja la încheierea contractului, după ce ANSC a anulat decizia de atribuire a contractului către operatorul economic TTS International. După acest lucru, oricum, CAPCS nu a respectat decizia ANSC și a încheiat contractul, motivând prevederile, în baza prevederilor hotărârii de guvern 494. Ceea ce considerăm la fel că este o încălcare, dar voi vorbi mai mult despre acest caz puțin mai târziu la partea despre neexecutarea deciziilor ANSC. Doar să trec în revistă puțin despre analiza deciziilor ANSC. În ultima perioadă am analizat un număr de 176 de decizii ale ANSC. Doar niște cifre, vreau să menționez că doar 26 din cele analizate, ele au fost analizate aleatoriu, deci nu putem zice că e situația pentru toate deciziile ANSC, doar 26 s-au referit la documentația de atribuire. Restul s-au referit la contestațiile asupra rezultatelor procedurilor de achiziție. În 76 de decizii au fost de admitere parțială sau integrală a contestațiilor. Menționez aici că unele decizii se referă la mai multe contestații și le-am pus aici și pe cele care, de fapt, o contestație a fost admisă și una respinsă. Am considerat că, în general, decizia s-au admis unele din pretenții, s-au admis 69 de respingere, 17 de respingere pe motiv de tardivitate, deci nu e un număr foarte mare, și 18 de restituire fără examinare în fond. O tendință pe care am observat-o așa pe parcursul examinării în ultima perioadă sau de ceva timp, se pare că a crescut, că tot spun aici și de deciziile care au fost restituire, de fapt aici sunt respinse.
O tendință este creșterea proporțiilor de deciziilor de respingere a contestațiilor din motivul lipsei de interes a contestatarilor. Deci, părerea mea sau din observațiile mele, am impresia că ceva timp în urmă ANSC se pronunța mai mult din oficiu asupra unor temeiuri pe care le identifica în contestat în procedurile de achiziție asupra cărora au fost depuse contestații, în timp ce în ultima perioadă un pic a fost schimbată abordarea și ANSC se pronunță mai mult atât asupra argumentelor aduse de părți, deci pornește practic exclusiv de la argumentele aduse de părți și dacă unele temeiuri care nu, în mod normal ar duce la anularea procedurilor sau deciziilor de atribuire, nu sunt invocate de părți, acestea nu sunt aplicate din oficiu de ANSC și eu nu știu, poate în acest caz ar fi oportun cumva să se facă o distinție dintre cazurile care ar trebui aplicate din oficiu și care nu trebuie aplicate din oficiu, dar aici poate ne ajută și colegii de la ANSC cu o părere. Dar referitor la lipsa de interes, am dat un exemplu aici, decizia din 19 martie asupra contestației depuse de Porta Vita SRL. Este vorba iar de cazul cu echipamentele de protecție pentru medici, pentru spitale. Deci, de fapt, da, e vorba de achizițiile din iarnă. Deci, care a fost situația în acest caz? CAPCS a inițiat procedura de achiziții de echipamente, însă a stabilit, contrar prevederilor legale, a stabilit niște criterii diferențiate. Pentru producătorii autohtoni se cereau unele condiții, pentru producătorii străini sau pentru operatorii economici care vin cu oferte de produse importate, se impuneau alte condiții. Deci, în timp ce produsele importate trebuiau să fie certificate de organisme internaționale pentru a demonstra că corespund standardelor și recomandărilor OMS pentru a asigura gradul necesar de protecție împotriva COVID pentru lucrătorii medicali din prima linie, pentru producătorii autohtoni nu era necesar să fie demonstreze că aceste echipamente corespund standardelor și recomandărilor OMS. Deci pentru producătorii autohtoni era suficient pur și simplu să prezinte niște avize sanitare de la Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor niște medicale. De fapt, o autoritate care nu are nici echipamente și nici laboratoare să testeze echipamentele medicale și nici competențe în acest sens, deci ei puteau doar să elibereze un aviz sanitar și a fost contestată, Porta Vita a contestat procedura de achiziție, invocând faptul că sunt discriminați producătorii străini prin aceste cerințe, pentru că aceste cerințe diferite pentru producătorii autohtoni, care nu era necesar să certifice produsele, în timp ce producătorii străini trebuiau să prezinte dovezi că ele sunt certificate, iar certificările respective, desigur că sunt foarte costisitoare și sunt destul de complexe. Contestația Porta Vita a fost respinsă în acest caz din motivul că Porta Vita e producător autohton. Deci nu ar fi probat în ce mod ar fi fost lezat. Pentru că fiind producător autohton, ok, Porta Vita poate are certificările necesare și poate demonstra că produsele sale corespund recomandărilor OMS și standardelor de protecție, dar de fapt, ca producător autohton, ei nu ar fi obligați să le prezinte. Pentru ei era suficient să, conform, dacă să ne luăm după documentație de atribuire a achiziției, pentru ei era suficient să prezinte actele, setul minim de acte pentru care era necesar, care se cerea producătorilor autohtoni.
Și a fost, s-a constatat că nu ar avea interes, Portavita nu ar avea interes în acest caz, pentru că nu au demonstrat că ar fi ei anume lesați, deoarece lor nu se aplică acele cerințe complexe care se aplică pentru producătorii străini. În final, oricum, contestația Portavita a fost respinsă, dar oricum CAPCS a fost obligat să modifice cerințele din documentația de atribuire, pentru că a fost depusă și o altă contestație, altui ofertant care intenționa să importe echipamentele. Aș trece mai departe la neexecutarea deciziilor ANSC și am ales unul dintre cazurile din neexecutare și chiar avem și o reacție publică în care autoritatea contractantă a recunoscut, nu au avut poate intenția să recunoască, dar de fapt prin ceea ce au scris ei au recunoscut că ei nu au executat decizia ANSC. Deci e vorba despre Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Achiziția de produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din municipiul Chișinău pentru perioada ianuarie-iunie 2021 cu valoare estimată de aproape 58 de milioane de lei fără TVA. Deci, de ce a fost anulată decizia ANSC? Pentru că s-a constatat că produsul din oferta operatorului economic desemnat câștigător nu corespunde specificațiile tehnice. Dacă vedeți aici pe desen, autoritatea contractantă solicitase fileu de pește merluciu în bucăți la câte 120-200 de grame bucata, în timp ce operatorul economic câștigător Pascolina a propus fileu de pește merluciu mărunt în baton. Și desigur că este vorba despre totul alt produs din fileu baton, care e mărunțit, e vorba de bucăți de pește mărunțite, nu poate să se obțină fileu de pește și este un produs de altă calitate. Motiv pentru care ANSC-ul, în mod evident, a și anulat procedura. Noi am scris un articol pe revizie despre acest caz, doar că noi ne-am mai referit și la un alt aspect, că potrivit certificatului de conformitate emis în decembrie 2020, marfa respectivă, un lot emis pentru un lot de 12.000 de kilograme, 12 tone de pește, ar expira în aprilie 2021. Deci noi am pornit de la premisa că, uite, eu un operator economic care are cel puțin în stoc, cel puțin un lot de 12.000 de tone, care expiră în aprilie și cel mai probabil ei n-au cum să-l vândă decât statului, decât grădiniților sau școlilor. Dar această chestiune nu a făcut obiectul contestației la ANSC și vreau să ne referim anume la contestația la ANSC. După ce am publicat oricum articolul respectiv, Direcția Educație Generală Educație, Tineret și Sport a venit cu un comunicat de presă pentru a dezminți informația, prin care ei recunosc că în virtutea faptului că prin decizia menționată a fost anulată decizia de atribuire, ei menționează aici pentru că a fost contestată, pentru că a fost anulată, ei au fost nevoiți să încheie contracte, ei au încheiat de fapt contracte de mică valoare cu același operator economic, oferta căruia a fost constatată drept neconformă. Și acest lucru reiese din comunicatul de presă pe care l-au publicat pe pagina oficială. Noi în articolul de pe revizie am menționat faptul că nu s-au conformat deciziei ANSC și au procurat că bunurile din oferta Pascolina nu corespund specificațiilor, fapt constatat prin decizia ANSC, dar ei au dat o interpretare diferită. Ei menționează că aceste argumente nu pot fi luate în considerare, pentru că ar fi vorba doar de o diferență de ambalaj. Da.
neconformitatea produsului de pește care urmează a fi livrat, invocate nefondat de către mass media. Menționăm că acestea sunt interpretări eronate, de fapt nu e vorba de interpretări, de fapt e vorba despre constatările ANSC însăși. Și ei menționează că legalitatea acestei proceduri a fost examinată de ANSC, dar nu știu, pe la practică aici este o lipsă de logică, pentru că se vorbește de faptul că prin decizia ANSC s-a anulat decizia de atribuire, dar în același timp ei menționează, ei susțin faptul că ANSC de fapt a constatat legalitatea acestei proceduri, dar da, puteți găsi acest comunicat de presă pe pagina lor, pentru că noi considerăm că prin acest comunicat ei singuri, această autoritate contractantă însăși recunoaște faptul că a încălcat decizia ANSC prin faptul că a încheiat niște contracte fără a aștepta rezultatul examinării. Neexecutarea deciziilor ANSC. Da, trecem mai departe la alt de situații, de fapt sunt foarte multe, observăm, nu știu, foarte multe cazuri în care autoritățile contractante ignoră deciziile ANSC, dar pentru a reveni, apropo că am menționat că o să revenim la acest caz, pentru a reveni la procedura de echipamente de protecție contra COVID, vreau să spun că în acest caz considerăm că neexecutarea deciziilor ANSC a fost de fapt facilitată și prin intermediul instanțelor de judecată. Deci după ce ANSC a anulat de două ori decizia de atribuire, pentru că în primul caz s-a constatat că nu a fost, că operatorul economic TTS International nu a demonstrat certificarea produselor și conformitatea lor cu specificațiile, după anularea deciziei de atribuire, CAPCS a insistat la autoritatea, la operatorul economic respectiv cu solicitări de clarificare și au fost prezentate niște certificate care de fapt erau emise pentru alt bun, erau emise pentru niște combinezoane de protecție produse în Turcia, dar cele oferite de TTS International, de fapt, erau produse în Moldova. Deci erau pur și simplu niște certificate pentru alte bunuri. Și acest lucru a fost constatat prin decizia ANSC, respectiv, iar s-a anulat decizia de atribuire. CAPCS a contestat în instanța de judecată decizia ANSC, iar instanța ce a făcut? Da, aici am menționat și numărul deciziilor, apropo. Prin încheierea din 30 octombrie, judecătorul Marcel Gandrabur a admis solicitarea CAPCS de suspendare, constatând că executarea actelor administrative ar tergiversa procesul disputat și ar crea prejudicii iremediabile atât titularului acțiunii, cât și mediului persoanelor cărora le sunt destinate echipamentele vizate în procedura de achiziție în litigiu. E de menționat că, ca să revenim și la prevederile hotărârii de guvern 494, în acest caz, în încheierea instanței, se face referire așa evaziv la hotărârea de guvern respectivă, dar nu se face referire la un articol concret, spune că sunt necesare în temeiul hotărârii de guvern pentru combaterea COVID, dar nu este, de fapt, nu există în hotărârea de guvern respectivă niciun articol care ar justifica suspendarea în acest caz, dar oricum, instanța nu a făcut referire la suspiciuni de ilegalitate a deciziei ANSC. Menționez doar, fac aici o paralelă cu codul administrativ care prevede, la articolul 172, prevede două cazuri pentru în temeiul cărora poate fi suspendat un act administrativ. Aceste cazuri ar fi faptul că sunt riscurile iremediabile de producerea unor prejudiciu și alte situații ar fi suspiciunile serioase și rezonabile privind legalitatea actului administrativ. O eroare, o lacună în codul administrativ este că nu,
este că nu e specificat dacă aceste două temeiuri trebuie să fie prezente cumulativ într-un caz pentru a suspenda actul administrativ sau e suficient unul dintre ele. Considerăm că logic ar fi să fie prezente ambele, pentru că în acest caz judecătorii invocă faptul că nu există nicio suspiciune că ar fi ilegală decizia NSC, doar dacă se tergiversează hotărârea, este riscul că s-ar tergiversa livrarea costumelor de protecție și acestea sunt necesare medicilor. Nu știu dacă în acest caz instanța și-a pus întrebarea dacă sunt mai puțin prejudiciați medicii dacă primesc niște costume de protecție care nu îi protejează de COVID pentru că nu au fost verificate de nimeni și nu au fost certificate, dar asta e altă întrebare. Oricum, considerăm că la fel ar trebui clarificat acest aspect și vreau să menționez că, în general, această încheiere a judecătorului Marcel Gandrăbur este contrară practicii judiciare, pentru că, în general, în majoritatea cazurilor, instanțele evită să suspende deciziile ANSC. Acestea sunt foarte rar suspendate. Judecătorii sunt, în general, foarte precauți la suspendare și verifică dacă sunt temeiuri pentru a considera că acestea sunt ilegale, deciziile ANSC, și dacă s-ar putea produce prejudiciu. În acest caz, însă, abordarea a fost un pic diferită. La fel, poate ne spun mai mult și colegii de la ANSC cum văd ei această situație, pentru că ajungem la o situație absurdă în care ANSC examinează probe, desfășoară și o ședință cu participarea părților, în rezultatul căreia se constată ilegalitatea deciziei de atribuire, să spunem, și e constatat cu probe, cu argumente, iar decizia instanței poate suspenda decizia ANSC, prin încheierea instanței se poate suspenda decizia ANSC, fără a fi aduse probe, fără a fi constatat ceva suspiciuni de ilegalitate a deciziei ANSC. Deci nu se examinează probe, nu se audiază părțile, doar se constată că ar fi posibil că cineva ar ajunge să fie prejudiciat. Dacă îmi permiteți aici să continui subiectul, fiindcă dacă o să uităm de subiectul respectiv, fiindcă este unul foarte interesant, vreau să vă zic că încheierea respectivă a judecătorului Gandrăbur a fost atacată de către NSC cu recurs, încheierea de suspendare a deciziei. Și spre mirarea noastră, Curtea de Apel a menținut încheierea de suspendare, în sensul că recursul nostru a fost respins ca și neîntemeiat. Și aici probabil totuși instanța s-a condus de faptul că Centrul pentru Achizițiile Publice Centralizate în Sănătate a urmat să acționeze în sensul de a contribui la achiziționarea acelor costume și pentru ca să fie diminuat riscul ăsta de infecție, însă, cum ați spus și dumneavoastră, nu s-a gândit la dacă costumele cele într-adevăr ar corespunde cerințelor minime de calitate pentru că să asigure protecția împotriva virusului respectiv. Da, vă mulțumesc. Asta am vrut să zic. Da, eu nu am menționat aici, dar am văzut decizia Curții de Apel și ce m-a mirat într-un fel, că eu mă uitam la completul, numele judecătorilor din complet. Unul din judecători, de fapt, participați și în alt complet, altă dată la examinarea unui alt recurs similar și în cazul respectiv ei au admis. Mi se pare că în cazul respectiv ei constatase că este necesar să fie aceste două temeiuri întrunite cumulativ, însă în acest caz ei au respins recursul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, ceea ce iar un pic nu mi-a părut că e corect. Și da, încă un caz la care vreau să
Fac referire, încă un aspect legal la care vreau să fac referire este neclaritatea prevederilor, aici nu-i prevederilor anesice, prevederilor codului administrativ privind modalitatea de contestare a deciziilor anesice. Deci, codul administrativ prevede că procedura de examinare a cererii prealabile nu se efectuează dacă legea stipulează expres adresarea nemijlocită în instanța de judecată. Articolul 86 din legea achizițiilor publice prevede că decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestației privind soluționarea contestației poate fi atacată în instanța de judecătorească. Unele instanțele interpretează diferit aceste prevederi și în unele cazuri instanțele insistă asupra unei cereri prealabile, ceea ce e un nonsens că nu există o autoritate care să examineze această cerere prealabilă, iar altele constată că nu este necesară cererea prealabilă și avem decizii diferite. Vreau să fac referire la un caz, dosarul SRL Baghet împotriva Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Prin încheierea din 5 august 2020, judecătoria Chișinău a declarat inadmisibilă acțiunea depusă din cauza nerespectării procedurii prealabile. Și aș vrea să dau citire și constatării. Judecătorul va respinge argumentul SRL Baghet precum că reclamantul nu este obligat să înainteze o cerere prealabilă împotriva deciziei ANSC, fiind în drept să înainteze o acțiune directă în instanță de judecată, ori, în opinia instanței, verbul poate, din textul articolului 86 alineatul 12 din legea achizițiilor publice, pune accentul pe principiul disponibilității, având în vedere că anterior codului administrativ existau reglementări dispersate, în special a diferitelor aspecte de procedură administrativă, însă după intrarea codului în vigoare, condițiile de admisibilitate a acțiunii în contenciosul administrativ sunt prevăzute de codul administrativ, dar nu de normele dreptului material. Deci ei consideră că trebuie o procedură prealabilă, ceea ce este practic imposibil și vreau să scot în evidență și o altă abordare dintr-o altă, din o hotărâre a aceleiași instanțe, dar într-un alt dosar, o hotărâre din 30 octombrie, prin care s-a constatat că decizia ANSC se contestă direct în instanță fără a fi necesară depunerea unei cereri prealabile. Aici, de fapt, n-am... O să dau la fel citirea acestei părți. Referitor la condiția de admisibilitate privind prezența actului administrativ individual defavorabil, se reține că decizia IGP din 16 aprilie 2020 de descalificare a ofertei este un act administrativ individual defavorabil reclamantului, emanând de la o autoritate publică, reprezentând o măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocite efecte juridice, iar decizia ANSC reprezintă rezultatul examinării cererii prealabile, prin care actul administrativ individual defavorabil a fost contestat în procedura extrajudiciară. Deci vedem că în a doua situație, contestația la ANSC e văzută ca o cerere prealabilă. Deci nu ar mai fi necesară o altă cerere prealabilă. Și eu tot sunt de părere că contestația e mai mult poate fi asimilată unei cereri prealabile, și că nu poate fi vorba despre o altă cerere prealabilă, pentru că ANSC nu poate să-și examineze propriile decizii și în același timp nu există altă autoritate în afară de instanță ca să le examineze. Dar totodată vreau să la fel să văd și părerea colegilor de la ANSC pe acest aspect, cum vedeți dumneavoastră. Mersi că ați ridicat întrebarea respectivă. Eu vreau să vă zic că o asemenea practică judecătorească este normală și vă zic de ce, fiindcă anume codul administrativ și induce situația asta sau neclaritățile respective. Și vreau să trageți atenție la articolul 163, litera C din codul administrativ, care reglementează neexecutarea procedurii prealabile și spune că în cazurile
în care legea prevede expres adresarea în instanța judecătorească, da, atunci nu este obligatorie executarea procedurii prealabile. Și respectiv articolul 208 aliatul 1 din același cod administrativ, care deja prevede, iată chiar o să deschideți, da, care prevede că acțiunea sau în cazurile prevăzute de lege, până la înaintarea acțiunii contencioase administrative, se va respecta procedura prealabilă. Adică legea trebuie să prevadă procedura prealabilă expres, ca aceasta trebuie să fie respectată. Și atunci unii judecători aplică articolul 208 aliat 1 atunci când este ok să-l aplice, alții judecători aplică articolul 63 litera C. Și iată de ce avem diferite hotărâri a instanțelor judecătorești pe același subiect. Și până când o să fie modificat codul administrativ, în sensul că se prevadă o claritate că sau, atunci chestia asta o să fie întotdeauna așa. Cu toate astea, noi ca și agenții, până când nu se clarifică cu codul administrativ, am propus Ministerului de Finanțe ca în textul legii privind achizițiile publice să fie reglementat expres că în cazul contestațiilor să nu fie, sau în cazul deciziilor ANSC, să nu fie respectată procedura prealabilă, expres în legea privind achizițiile publice, astfel încât noi deja să excludem toate neclaritățile. Fiindcă, în mod normal, agenția, când soluționează o contestație, asta și-o reprezintă o cerere prealabilă prin care se contestă un act administrativ al autorității contractante. Adică legea instituie o procedură extrajudiciară. Și de aceea, din punctul nostru de vedere, nu este necesar respectarea acelei proceduri prealabile, dar judecătorii, după cum vedeți, văd lucrurile astea altfel. Mulțumesc, domnule Ghidura. Apropo, vreau să precizez că și noi în raport am inclus exact aceeași recomandare pe care ați enunțat-o acum și dumneavoastră și foarte mult sper să se țină cont de ea, pentru că este o problemă destul de gravă această abordare dublă cu privire la cererea prealabilă. Aici, ca să menționez impactul la neclaritățile astea normative, deci agentul economic simplu lui se declară cererea inadmisibilă pe reieșând din chestiile respective. Și asta, din punctul meu de vedere, reprezintă o barieră în calea de atac și în asigurarea sau accesul la justiție, dacă vreți. Și asta e destul de grav. Da, mulțumesc! Mulțumesc, Olga. Mai ai de adăugat ceva? Sau... Atâta. Astea sunt cazurile despre care am vrut să vorbesc. Da. Voi opri distribuirea ecranului. Mersi foarte mult pentru prezentarea exhaustivă. Colegi, haideți să vedem acum și intervenții din partea Agenției Achiziții Publice, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Domnule Ghidura, dacă mai aveți și alte aspecte pe care vreți să le abordați, vă oferim cuvânt. De asemenea, și cred că avem reprezentanții ai Curții de Conturi și a Inspecției Financiare pe care îi încurajez pe parcurs să intervină și să ne spună și punctele lor de vedere. Vă mulțumesc, doamna Maria. Probabil o să continui eu, fiindcă cumva deja o să continuăm discuția deja începută. Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să participăm la această masă rotundă și să avem ocazia să împărtășim și noi gândurile cu referire la achizițiile publice și legislația care reglementează acest domeniu. Și atât timp cât s-a discutat despre interesul în acele contestații, vreau să încep anume cu asta și respectiv și cu practica judecătorească care rezultă din abordările respective. Deci, după cum știți, legea privind achizițiile publice dă dreptul la contestare oricărei persoane cu condiția că aceasta să aibă un interes în obținerea contractului de achiziție publică. Și de ce cumva ANSC-ul urmărește acest fapt, fiindcă în raport sau avem contestații și n-ați cunoașteți că au fost foarte mulți sesizări din partea autorităților publice care spun că unii agenți economici fac abuz de dreptul lor de a contesta. Și de aceea, atât timp cât un agent economic nu are un interes în obținerea contractului, respectiv interesul lui este în a tergiversa acea procedură de achiziție publică. De aceea, agenția minuțios analizează aspectul respectiv.
De ce totuși cumva se vede o tendință de creștere a deciziilor care sunt, prin care sunt respinse contestațiile lipsite de interes, fiindcă deja mai multe autorități contractante prin intermediul sistemului Antender aleg să evalueze toate ofertele, fiindcă în mod normal, de ce era destul de problematic de a respinge o contestație ca fiind lipsit de interes, fiindcă reieșit din construcția sistemului de achiziție M-Tender. În sensul că acesta se deschidea doar prima ofertă, autoritatea evalua doar oferta respectivă. Și atunci, necunoscând despre motivele respingerii celorlalte oferte, nu puteai să respingi oferta sau contestația contestatorului ca fiind lipsit de interes în măsura în care acesta nu cunoștea despre motivele de respingere a celorlalți agenți economici anteriori în clasament. Deci, cu toate acestea, autoritățile contractante mai des și mai des aleg să evalueze toate ofertele în cadrul procedurilor de achiziție publică. Mă rog, cumva au găsit un mecanism prin care să poată să fie deschise ofertele, în sensul că le refuză pe toate și după aceea face evaluarea și vine cu feedback-ul pe fiecare ofertă. Și atât în cazul în care sunt evaluate toate ofertele și toți cunosc despre motivele respingerii ofertelor lor, și adică în mod transparent toți cunosc despre toate momentele respective, atunci deja, în mod normal, o contestație lipsită de interes va fi respins ca atare. Ce ține de analiza din oficiu a unor nereguli, spunem așa, în cadrul contestațiilor, în cadrul procedurilor, de fapt, mai bine zis, de achiziție publică. Practica judecătorească a pus la punct, de fapt, momentul ăsta, fiindcă chiar dacă în legea privind achizițiilor publice nu este prevăzut expres principiul disponibilității, cumva avem și niște hotărâri ajunse până la Curtea Supremă de Justiție, prin care instanțele au indicat faptul că în baza principiului imparțialității, ANSCV nu poate veni cu, spunem, cu obiecții proprii față de procedura de achiziții publice sau să vină cu argumente proprii în susținerea unei poziții sau în susținerea altei poziții. De aceea, și preieșând deja din practica ANSCV-ului, dumneavoastră ați văzut că agenția este legată strict de pretențiile indicate în contestație și respectiv de punctele de vedere care sunt înaintate de către autoritățile contractante. Și de aceea, chiar dacă, așa, din punct de vedere moral, ar fi cumva așa o situație că, uite, vezi că aici sunt destul de multe probleme și te expui doar pe cele invocate, poate din punct de vedere moral, cum am spus, ar fi o problemă, dar din punct de vedere juridic nu este absolut nicio problemă. Fiindcă, cum am spus, deja asta, practica judecătorească a pus-o la punct și ANSCV-ul poate veni doar reieșind din acele pretenții care sunt înaintate de către contestatori. Cu toate că codul administrativ nou cumva totuși schimbă abordarea asta din punctul de vedere a instanțelor, fiindcă deja codul administrativ nou prevede că instanța nu este ținută de cerere de chemare judecată și de pretențiile care sunt acolo. Deci și aici e o abordare destul de delicată care iarăși la punct o să pună practica în timp. Fiindcă, na, codul respectiv are, când a fost el, are un an și ceva de când a fost adoptat și încă practica n-a pus la punct toate momentele astea mai sensibile din codul respectiv. Ce ține de executarea, neexecutarea deciziilor ANSC? Deci chiar dacă legea privind achizițiile publice prevede expres că acestea sunt obligatorii pentru părți și prevede alt alineat care spune că este obligatorii pentru autoritatea contractantă în parte, inclusiv codul administrativ spune că actul administrativ este executorul din momentul adoptării. Deci, cum și dumneavoastră ați observat, nu toate deciziile ANSC sunt executate.
Autoritățile la acest capitol, fiind destul de inventive, anulează procedura de achiziție, chiar dacă au fost dispuse măsuri de remediere și spun, dar noi am remediat, de fapt, procedura respectivă, doar că, ca și rezultat, am văzut anularea. Cu toate că, în decizie, se spune clar că, uite, oferta respectivă este neconformă și ar trebui să reevaluez celelalte oferte. Bun, avem și invocarea stării de urgență, de exemplu, da? Când autoritățile spun că, da, știți, toți membrii ai grupului de lucru au fost bolnavi de COVID și nu a avut cine să reevalueze acele oferte și iată că când au revenit toți la oficiu, au văzut că ofertele sunt expirate și am decis anularea, cu toate că ANSC-ul a dispus continuarea acelei proceduri. Deja despre suspendarea deciziilor a vorbit doamna Olga, foarte amănunțit, avem și așa practic atunci când autoritățile nu sunt de acord cu deciziile NSC, primul lucru care îl fac, le atacă în instanțele judecătoriești și mai solicit și suspendarea. Cu toate că cazuri de suspendare avem destul de puține, dacă nu mă greșesc, eu chiar avem două și ambele se referă la decizii luate pe procedurile desfășurate de către centrul de achiziții centralizate în sănătate. În rest, instanțele sunt mai precaute și nu suspendă deciziile. Cu toate că avem, în ultimul timp avem o creștere a ponderii de cererilor de chemare în judecată. Ponderea, spunem așa, acceptărilor este destul de redusă, adică instanțele în mare parte mențin deciziile ANSC ca fiind corecte. Și ce întreprindem noi, de fapt, pentru a asigura executarea celor decizii? Deci, în primul rând, dacă vedem că nu se execută decizia și s-a atribuit un contract care, în mod normal, contractul atribuit cu nerespectarea deciziei ANSC este fiind lovit de nulitate, solicităm trezorării de stat ca să nu facă achitări pe acest contract, în sens că noi nu cumva le indicăm ce trebuie să facă, dar le spunem că urmează să analizeze aspectul contractului respectiv este lovit de nulitate și în cazul efectuării plăților ar efectua plăți pe marginea unui contract nu de drept și atunci deja problema respectivă devine a trezorării. Mai sesizăm Centrul Național Anticorupție prin demersuri când constatăm că autoritățile contractante sau mai bine zis membrii grupurilor de lucru nu respectă deciziile ANSC și avem și feedback bun, nu, poate nu chiar cel la care ne l-am dorit, dar avem și rezultate fiind aplicate sancțiuni contravenționale unor membri ai grupurilor de lucru care nu au respectat deciziile ANSC. Și nu ultimul rând, înaintăm și noi acțiuni cu privire la constatarea nulității contractelor în instanța judecătorească, adică deja NSC-ul vine ca și reclamant pe dosarele respective și solicităm direct instanței constatarea nulității contractului și în cazul în care instanța urmează să constate că contractul nu poate fi anulat, să aplice amenzi acelor autorități contractante. Și cu toate că o atare cerere am depus-o încă în anul 2020, iată acum suntem în 2021 și nu am avut încă nicio ședință de examinare a cererii în fond, în sensul că au fost încheieri cu privire la inadmisibilitate, atacate cu recurs la Curtea de Apel, Curtea de Apel a dat câștig de cauză agenției și așa mai departe. Adică este o epopee destul de lungă, dar ca să vă zic că există o practică deja pe situațiile respective, nu există. Sperăm că o să, anume acțiunile astea a ANSC-ului să ducă la o respectare mai bună a deciziilor agenției, cu toate că vreau să vă zic că totuși procentul din executarea deciziilor este foarte mic. Adică din numărul total de decizii nu se execută un număr foarte mic de decizii. Probabil proceduri de astea din care mai de ochiat, să le spunem așa.
Și ce ține de, iarăși, de legislație și de disconcordanțele astea dintre legislații. Dumneavoastră știți că prin hotărârea guvernului care reglementa procedurile de achiziție pentru combaterea COVID-19, acolo sunt prevăzute termeni reduse pentru depunerea contestațiilor și pentru examinarea contestațiilor. Iată că, de ce zic că sunt cumva termenele astea contradictorii, fiindcă prin dispoziția 3 din 15 aprilie 2021, chiar punctul 1 prevede suspendarea oricăror termene de prescripție sau termene de cădere. Și aici, care este problema? De fapt, termenele de cădere sunt suspendate, ceea ce înseamnă că termenul ăsta de 3 zile de depunere a contestației nu mai este valabil. Pe de altă parte, termenul redus pentru soluționarea contestației este valabil. Și atât că s-ar părea că dacă un contestator sau un agent economic cumva chiar peste o lună după ce își cunoaște despre rezultate, însă în perioada stării de urgență depune o contestație, da? În perioada asta, ar reuși că NSC-ul ar trebui să o examineze chiar dacă este încheiat și un contract de achiziție publică. Nu am avut așa situații, dar teoretic ar putea să apară. Și atât ar apărea de fapt o problemă destul de mare. Fiindcă autoritățile publice cumva trebuie să acționeze, indiferent că e vorba despre măsurile anti-COVID sau despre alte măsuri, sau că trebuie să achiziționeze produse alimentare sau că altceva, combustibil și așa mai departe. Și o atare situație am avut-o și anul trecut, când Inspectoratul General de Poliție va achiziționa polițe de asigurare pentru automobile, fiindcă dacă vă aduceți aminte, prin dispozițiile anterioare a Comisiei Excepționale erau indicate anume autoritățile cărora nu se impune un regim special de activitate. Și acolo erau medicii, că normal trebuia să facă față la epidemie, respectiv și polițiștii care trebuia să asigure ordinea publică. Și atât că, pe de o parte, inspectoratul trebuie să achiziționeze polițe de asigurare pentru automobile astea care trebuie să circule pe perioada stării de urgență, iar, pe de altă parte, termenii de prescripție au fost suspendate, anulate, prin dispoziția comisiei. Și atunci instanța judecătorească și în mod normal un operator economic a contestat după ce au expirat termenele reglementate de legislație cu privire la contestarea procedurii. Și atunci instanța a constatat că totuși termenele fiind suspendate, ANSC-ul cumva a respins ca tardiv contestația respectivă neîntemeia. Cu toate că, per general, cererea de chemare judecată a fost respins ca neîntemeiat, fiindcă chiar era neîntemeiat. Dar totuși momentul ăsta cu tardivitatea a rămas. Și iată, este un moment destul de sensibil. Și cam asta, stimați colegi, am vrut eu să vă zic. Dacă aveți întrebări la mine, voi fi bucuros să vă răspund. Domnule Ghidura, vă mulțumesc foarte mult. Vreau doar să mai fac o mențiune referitor la una din precizările dumneavoastră. Și anume aceea cu privire la contractele încheiate acceptare sau când ANSC a dispus reevaluarea ofertelor ei, autoritatea contractantă a atribuit la același operator economic. Noastră ați dispărut. Conform legii să verifice pe care ați identificat-o dumneavoastră în unul din cazurile menționate a fost să solicitați trezorăriei să blocheze contractarea, să nu fie oferite autorității contractante pentru a încheia contractul. Ce ar fi, scuze, ce mi pare o eroare, am auzit bine, da? Nu prea bine. Microfonul meu e conectat, dar nu prea bine. Un întreruper, Maria. Alo? Da. Întreruperi și n-am auzit chiar tot ce ai vrut să spui. Scuze, sper că se aude foarte bine pentru că nu mi-explic de ce, dar acum la mine este o problemă cu
microfonul, cel puțin așa mi arată calculatorul. Deci, mă gândeam ce ar fi dacă Agenția Achiziții Publice, care este responsabilă prin ordin, să înregistreze pe site datele cu privire la contractele ce urmează a fi încheiate. Ce ar fi ca Agenția Achiziții Publice să verifice în cazul în care există o contestație și decizia încă nu a fost publicată, să nu permită înregistrarea acestor date pe site-ul lor. O măsură poate nu 100% eficientă, dar măcar o încercare de a soluționa această problemă. Pentru că în afară de agenție, Agenția Achiziției Publice, nu avem o altă autoritate care să poată interveni nemijlocit la această etapă. Dacă vor să intervin aici cu o părere colegii de la Agenția Achiziției Publice, le-aș fi foarte recunoscătoare. Înțeleg și intuiesc din start argumentul sau cumva cauza că nu sunt suficiente persoane care să se ocupe de acest aspect sau că sunt foarte, foarte multe proceduri, totuși nu toate procedurile sunt contestate. Și atunci bănuiesc că dintr-un număr de proceduri mult mai mic care, care au fost contestate, este posibil să verificăm și efectiv să nu fie dispusă această înscrierea datelor sau publicarea datelor cu privire la contracte pe site-ul Agenției Publice. Și aici, revenind iarăși la acel ordin despre care am menționat eu anterior, care se referă la irregularitățile ce sunt identificate de către reprezentanții Agenției Achiziției Publice prin rapoartele de monitorizare. Și întrebarea mea era câte astfel de rapoarte de monitorizare sunt până la moment și câte din ele sau prevederile la câte din ele, recomandările din aceste rapoarte au fost luate în considerare de către reprezentanții autorităților contractante. Sunt cazuri când efectiv autoritatea contractantă nu a vrut să țină cont și totuși agenția a înregistrat datele despre contract și trezorăria a eliberat banii. Doamna Nadejda Tanasov, cred că era conectată. Până când intervine Agenția Achiziției Publice, da, aș vrea eu să zic că un atare mecanism ar fi unul perfect, fiindcă în mod normal, deci Agenția Publică, Agenția Achiziției Publice publică anunțurile de atribuire. Și în baza informației privind anunțurile de atribuire, respectiv trezorăriile fac plățile, fiindcă un alt mecanism nu există, în sensul că trezorăria trebuie să fie sigură că autoritatea contractantă a desfășurat o procedură de achiziție publică, așa cum prevede legislația, și că nu vine doar cu un contract așa luat din pod, scuze de expresie. Și atunci, Agenția Achiziției Publice, da, ar putea să intervină, dar pentru asta ar trebui să avem un mecanism de conlucrare eficient, ca și Agenția Achiziției Publice să cunoască despre acele contracte care nu trebuie să fie, sau anunțul de atribuire a cărora nu trebuie să fie publicat, da, pe site-ul agenției. Și aici probabil rămâne așa o temă de acasă pentru noi, pentru ANSC și pentru Agenția Achiziției Publice, ca să vedem mecanismul ăsta de conlucrare. Dar să vedem și agenția, reprezentanța Agenției Achiziției. Bună ziua, Tanasov Nădejde, Agenția Achiziției Publice. Spuneți-mi, rog, dacă mă auziți. Da, se aude foarte bine. Da, mulțumesc. Nici domnul Ghidor a răspuns pentru mine, de fapt, la întrebarea respectivă. Unicul moment ce vreau să menționez despre ordinul Ministerului de Finanțe numărul 82 din 6 iulie 2020 este faptul că este menționat în acel ordin că agenția informează organele competente în cazul încălcărilor grave de la legislație după procesarea datelor despre contractele de achiziție. Deci așa un moment care poate ar trebui de revizuit. De asemenea, cu privire la celelalte întrebări, cred că am să răspund pe parcurs, pentru că noi am fost rugați să venim, de fapt, cu o prezentare despre monitorizarea achizițiilor publice și despre cele mai frecvente abateri
identificate în cadrul monitorizării. De asta cred că eu am să fac share la o prezentare scurtă și pe parcursul să vă răspund la întrebările anterioare. Ok. Așa, se vede prezentarea? Se vede, se vede. Așa, deci Agenția Achiziții Publice monitorizează procedurile de achiziții publice și conformitatea acestora cu legislația din domeniul achizițiilor publice în temeiul articolului 10, litera C a legii numărul 131 privind achizițiile publice. Scopul monitorizărilor pe care le efectuăm este, în primul rând, prevenirea și combaterea fraudelor și abaterilor de la legislația din domeniul achizițiilor publice. De asemenea, această monitorizare contribuie la consolidarea capacităților pentru autoritățile contractante, pentru că, drept rezultat al monitorizărilor, înțelegem unde sunt punctele slabe la reprezentanții autorităților contractante care sunt membri ai grupurilor de lucru și iau decizii sau întocmesc anumite documente, respectiv încercăm să punem accent pe anumite puncte sensibile în cadrul instruirilor pe care le efectuăm și respectiv este și o autoinstruire a reprezentanților autorităților contractante, reieșind și din rapoartele de monitorizare pe care le remite Agenția Achizițiilor Publice atunci când identifică anumite abateri sau încălcări legislative. Și la fel, per general, această monitorizare oricum sporește eficiența sistemului de achiziții publice. Deci, eu am aici o imagine care ar putea fi intitulată ce nu ar trebui să se întâmple de fapt în cadrul achizițiilor publice, în cadrul procedurilor de achiziții publice. Deci se solicită sau autoritatea contractantă are nevoie de ceva și în final se ajunge să fie achiziționat absolut altceva sau achitat mai mult decât ar fi trebuit. Intervin modificări contractuale numeroase pe parcurs și astfel ne trezim în final cu niște proceduri, de fapt, viciate. Sau dacă să mă întorc la primul slide, deci avem, poate cunoașteți acest joc, turnul căzător. Deci achizițiile sunt cam la fel ca acest joc, în cazul în care scoți o piesă, deja turnul devine sensibil, deci dacă ai careva cerințe incorrecte stabilite, careva documente incorrecte sau decizii, deci o piesă deja lipsește, deja turnul este instabil, procedura este instabilă cu riscuri și s-ar putea să ajungă în general a fi ineficientă, iar banii publici utilizați în mod incorrect. Astfel aici avem rolul nostru al organelor de control, de monitorizare, precum Agenția Achiziții Publice, Curtea de Conturi, Inspecția Financiară, ANSC sau societatea civilă de a identifica abaterile autorităților contractante și de a le sugera remedierea acestora, astfel încât să nu se ajungă la așa situații cum avem în această imagine. Respectiv, noi în acest caz transmitem rapoarte de monitorizare, atât la etapa de elaborare a documentațiilor de atribuire, la etapa de decizii de atribuire a contractelor sau privind modificarea contractelor de achiziție. Deci noi intervenim acolo unde putem. Procedura de selecție se realizează prin reglementări interne, pentru că procedurile de achiziții publice sunt foarte multe și respectiv noi, ca o instituție foarte mică, cu 7 angajați în cadrul direcției monitorizare, de fapt ne este foarte dificil să verificăm toate procedurile de achiziție. Dar în același timp, în cazul în care intervin sesizări din partea anumitor organe
precum ar fi Centrul Anticorupție, sau din partea societății civile, încercăm să reacționăm la aceste sesizări, acolo unde sunt abateri grave pe care noi nu le-am identificat sau acea procedură nu a fost monitorizată de către noi sau încă nu a ajuns să fie monitorizată, deci a venit cumva informarea până ajunge la agenție documentele corespunzătoare procedurii. Deci încercăm să intervenim și noi cu acele rapoarte de monitorizare ca să informăm autoritățile contractante despre toate neconformitățile procedurii de achiziție publică și încercăm să schimbăm ceva. Însă acestea sunt doar recomandări. Nu putem să influențăm cumva deciziile grupurilor de lucru. Deci pentru anul precedent au fost întocmite 578 de rapoarte de monitorizare. Pentru acest an, pentru primul trimestru, au fost întocmite 78 de rapoarte de monitorizare. Deci informațiile respective le puteți vedea mai detaliat în rapoartele de activitate ale Agenției Achiziții Publice, care sunt publicate pe site-ul agenției tender.gov.md. În privința raportului de activitate pentru trimestrul 1 al acestui an va fi în curând publicat, în timpul apropiat, câteva zile sau până la sfârșitul lunii posibil, deci o să vedeți și acolo careva detalii mai amănunțite. În ceea ce privește acțiunile întreprinse drept rezultat al rapoartelor de monitorizare întocmite de către agenție, constatăm că majoritatea sunt ignorate de către autoritățile contractante. Deci, respectiv, pentru anul precedent, avem circa 60% dintre procedurile de achiziții care au fost finalizate, de fapt, în continuare cu diverse abateri de la legislație sau acele abateri au fost doar parțial remediate. În acest trimestru această cifră este mult mai bună, deci ne bucurăm de acest fapt, dar pentru anul precedent cifra nu prea este bună, deci autoritățile contractante ignoră acele recomandări ale Agenției Achiziții Publice, la fel cum ignoră unele decizii ale ANSC-ului. Și în acest caz, agenția pentru abaterile grave a informat Centrul Național Anticorupție despre acele proceduri de achiziții publice care sunt cu abateri grave. Așteptăm răspunsul de la ei. Sunt mai multe proceduri care au fost expediate pentru examinare și respectiv și rapoartele noastre. Deci vom vedea deja rezultatul acestora pe parcurs. Doamna Tănăsul, dacă îmi permiteți să intervin la acest moment ca să nu revenim apoi iarăși la întrebarea pe care am adresat-o anterior. Deci în momentul în care sunt depistate astfel de situații când nu se respectă recomandările Agenției Achiziții Publice, dumneavoastră expediați informația la instituțiile de resort, da? CNA și așa mai departe. Dar datele despre contractul atribuit sunt totuși publicate pe site-ul agenției. Da, sunt. Am înțeles. Ok. Așa, deci în privința celor mai frecvente abateri identificate, deci am un slide, nu neapărat cele mai frecvente abateri sunt și cele mai grave. Sunt și abateri mai mult tehnice, pot să spun, ceea ce denotă de fapt și o lipsă de competență a autorităților contractante în lucruri elementare, cum ar fi, de exemplu, la documentația de atribuire atunci când ea este întocmită, deci nu este întocmită în mod corespunzător, nu se întocmește sau completează acea documentație standard sau anunțul de participare nu este publicat sau nu există un document unic de achiziție european publicat în cadrul sistemului electronic.
Deci aceste momente denotă de fapt o lipsă totală de cunoștință despre o achiziție publică. Ne mai vorbim deja mai departe ce se întâmplă în cazul în care o autoritate contractantă nu cunoaște momentele elementare despre o procedură de achiziție și ce ar trebui să conțină documentele de bază ale unei proceduri de achiziție publică. La fel, dintre abaterile frecvente putem menționa includerea unor specificații tehnice sau limitative care distorsionează concurența și limitează participarea la procedurile de achiziții publice. Dacă să luăm etapa de planificare a achizițiilor publice, identificăm faptul că autoritățile contractante nu planifică achizițiile publice, nu există un plan a achizițiilor publice, respectiv nu este respectat principiul transparenței achizițiilor, nu sunt publicate anunțurile de intenții în cazul în care acestea sunt obligatorii. Procedurile de achiziție sunt divizate sau, în general, procedurile se desfășoară în lipsa resurselor financiare sau a dovezii alocării acestora și ne trezim uneori cu proceduri de achiziție care au fost inițiate, care au fost chiar și desfășurate și, în final, avem o anulare de procedură după ce a fost parcurs așa un drum lung până la decizia grupului de lucru, un efort administrativ pentru mai multe instituții competente, atât agenții care monitorizează procedurile, atât din partea NSC-ului care ar putea avea și contestații pe acea procedură, deci un efort administrativ din partea mai multor părți pentru acea procedură care în final se denotă a fi anulată pentru că nici nu au fost alocate acele resurse financiare pentru procedura de achiziție, deci o planificare defectuoasă a achizițiilor publice. În ceea ce ține de cerințele de calificare și criteriile de atribuire dintre abateri frecvente, avem, cum am mai zis, cerințe tehnice discriminatorii, cerințe de calificare nerelevante sau disproporționate sau chiar limitative, incluse în cadrul documentațiilor de atribuire, respectiv distorsionează concurența, limitează participarea operatorilor economici. În cazul în care sunt utilizate alte criterii de atribuire decât prețul cel mai mic, și se includ factori de evaluare, aceștia sunt indicații incorrect, subiectiv, nu pot fi cuantificabili sau în general nu există o metodologie de calcul a acelor factori. Respectiv, nu este clar nici autoritatea contractantă cum va evalua acele oferte după astfel de factori subiectivi sau fără o metodologie de calcul și nici pentru operatorii economici nu este clar cum să prezinte ofertele sale, ce este important pentru autoritatea contractantă, ce trebuie să conțină și cum vor fi evaluate în final aceste oferte. Deci este o batere destul de gravă acest moment. Și la fel, elaborarea insuficientă sau deficitară a modalității de îndeplinire a criteriilor de calificare sau de atribuire, iar și nu este indicat pentru anumite cerințe, cum acestea urmează a fi îndeplinite, ce documente urmează a fi prezentate. În ceea ce ține de inițierea procedurii de achiziție, avem astfel de abateri ca nerespectarea pragurilor valorice, nerespectarea tipului procedurii de achiziție publică, nerespectarea termenilor minim de publicare a procedurilor de achiziție publică, stabilirea termenelor limite în zile de odihnă sau în ore nocturne și iarăși împiedică operatorii economici să-și prezinte cele oferte, mai ales în cazul în care este o licitație electronică. Neprelungirea termenelor limite în cazurile prevăzute de legislație, deci în cazul în care se modifică anumite cerințe în cadrul documentației de atribuire, se modifică
careva documente, autoritățile contractante sunt obligate să prelungească termenul limite pentru prezentarea ofertelor, astfel încât operatorii economici se dispună de suficient timp pentru a-și revizui ofertele sale și a le corecta în dependență de cerințele modificate. La fel, observăm și faptul că autoritățile contractante răspund în mod necorespunzător la solicitările de clarificări, deci verificând acea rubrică pe sistemul electronic de clarificări, constați că acele răspunsuri sunt foarte evazive sau incorrecte. În ceea ce ține de atribuirea contractelor de achiziții publice, identificăm astfel de abateri ca excluderea nejustificată a ofertelor cu prețuri mai mici, descalificarea sau respingerea nejustificată a ofertelor, atribuirea contractelor de achiziție publică ofertelor necalificate sau ce nu corespund cerințelor solicitate, deci asta este una din abaterile frecvente la procedurile monitorizate în anul precedent, informarea necorespunzătoare despre rezultatele procedurii de achiziție și nerespectarea termenilor de așteptare, anularea neîntemeiată a procedurii de achiziție, excluderea nejustificată a ofertelor anormal descăzute fără posibilitatea de a oferi operatorilor economici să prezinte acele justificări și clarificări asupra ofertelor sale sau, în general, prezentarea datelor insuficiente sau chiar neveridice în documentele care sunt întocmite de către autoritățile contractante, precum și nepublicarea anunțurilor de atribuire a contractelor, care este un moment obligatoriu. Cât privește etapa de executare a contractelor de achiziție, printre abateri identificăm modificarea nejustificată a elementelor contractelor de achiziție, majorarea neîntemeiată a valorii contractelor de achiziție, prelungirea nejustificată a perioadei de executare a contractelor de achiziție, neîntreprinderea acțiunilor de aplicare a penalităților în cazul neexecutării sau executării neconforme a contractelor de achiziție, inclusiv prin includerea în listă de interdicție a operatorilor economici, nerespectarea prevederilor legale privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziție conform regulamentului și iarăși neîntocmirea și nepublicarea anunțurilor privind modificarea contractelor de achiziție, precum și a rapoartelor de monitorizare a executării contractelor de achiziții care urmează fi publicate pe pagina web a instituției. Deci cam atât pentru intervenția mea. Dacă mai aveți careva întrebări, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Tănasov, și totodată vreau să vă mulțumesc și pentru receptivitatea de care au dat dovadă reprezentanții Agenției Achiziții Publice de fiecare dată când am venit cu o solicitare în acest sens și chiar imaginile care au fost publicate recent și prezentate astăzi de către Olga Diaconu, colega mea, cu referire la acea achiziție pentru autobuzele cu parcurs, este tot iarăși o dovadă a receptivității pe care ați arătat-o atunci când am sesizat noi cu privire la o problemă. Din păcate, constat că intervențiile pe care le putem face noi nu sunt atât de multe, adică evident și noi informăm instituțiile responsabile cu privire la irregularitățile pe care le depistăm, însă, după cum am spus și anterior, cumva intervenția vine deja post factum, când contractul este semnat și uneori se întâmplă că și lucrările deja sunt executate la acel moment. Prin urmare, cred că ar trebui să revenim la această discuție și în alt format, poate chiar cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, pentru că, de exemplu, acel ordin 193, dacă nu greșesc, cu privire la registrarea contractelor, poate fi modificat și ajustat, ținând cont de recomandările noastre, chiar de către Ministerul Finanțelor. Da, el a fost prelungit și pentru acest an și dacă sunt sugestii pentru a fi modificat,
le așteptăm. Neapărat le vom menționa și le vom transmite și Ministerului Finanțelor. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezentare și haideți să vedem dacă vor să intervină și colegii de la Curtea de Conturi sau Inspecția Financiară, dacă sunt prezenți. Anterior cred că am văzut pe cineva, dar nu știu dacă mai este conectat. Maria, eu îmi cer scuze. O întrebare la etapa asta, da, Diana. Tanasov, se poate sau lăsăm pentru final? Nu, dacă nu intervin și alți colegi, putem să demarăm direct sesiunea de întrebări-răspunsuri și... Eu aș avea un comentariu, da, combinat cu precizare către agenții referitor la procesul și procedura, de fapt, de monitorizare. Legată este și de ceea ce tu ai menționat încă la început, de cum are loc acest proces, de fapt, de monitorizare a unei achiziții, cum sunt selectate cele achiziții care sunt monitorizate și câte din ele sunt monitorizate. Și în final, putem avea un tablou referitor la câte achiziții sau cel puțin aproximativ 1% al achizițiilor de total care sunt identificate cu nereguli. Da? Și aici n-ar fi neapărat din Nu știu dacă și la ceilalți colegi cumva s-a întrerupt deci, conexiunea, Diana. Diana, te rog să repeți ultima propoziție, pentru că s-a deconectat tocmai, un pic. Tocmai mi-a arătat, da, un pic e proastă conexiunea. E în regulă acum, da? Ziceam, da. Am mai discutat asta și anterior cu doamna Nadejda, dar totuși este important în contextul în care noi nu putem avea un indicator despre... care este totuși procentul sau câte achiziții din cele monitorizate sunt identificate cu nereguli. Iată, asta ar fi întrebarea. Pentru că înțelegem pe de o parte că agenția încearcă la maxim, da, să monitorizeze achizițiile și este imposibil și din punct de vedere a timpului, dar și a capacităților ca să treacă fiecare procedură, o monitorizare foarte minuțioasă cap coadă și asta e de înțeles. Tocmai din acest motiv nici nu este cazul, dar... ideal ar fi ca să fie monitorizate acele achiziții care cel puțin au niște indicatori sau un indicator, 2-3 de risc și de anumite încălcări. Și în acest context, având în vedere acest numărul rapoartelor de monitorizare, eu mă întrebam totuși, bun, dacă avem, de exemplu, 578 de rapoarte de monitorizare, asta înseamnă că avem 578 de proceduri sau, mă rog, aproximativ, dacă au fost verificate la două etape, aproximativ 500 de proceduri de achiziții cu încălcări, că e una, că e două, că e trei, deja sunt încălcări. Păi atunci, din câte, da? Care au mai fost și alte proceduri care au fost verificate, dar a fost totul în regulă, da? Deci ca să înțelegem în final totuși care este acest grad al încălcărilor. Și aici probabil, doamna, aș vrea să fac anumite precizări, doamna Tanasa. Noi am mai discutat, dar cred că ar fi util pentru toți, da? Pentru că de altfel nu înțelegem totuși ce reprezintă acest număr de rapoarte de monitorizare. Da, este maxim sau agenția încearcă să depune toate eforturile, asta înțelegem, dar în final am vrea să știm, asta înseamnă că 30% din procedurile monitorizate de agenții sunt sau au cel puțin o încălcare, sau asta înseamnă că 70% din ele sunt cu încălcări, sau mai puțin sau mai mult, pentru că de fapt asta e important. Că noi avem mii de proceduri, și atunci ne întrebăm câte din ele sunt totuși ok, da? Că nu toate sunt încălcări. Mulțumesc mult, da, asta ar fi... Pentru întrebare, într-adevăr, noi am discutat acest subiect anterior cu doamna Diana. Deci pot să menționez că o cifră exactă a câte proceduri de achiziție monitorizăm, nu avem cum să vedem. În primul rând, pentru că unele proceduri le monitorizăm, să zic așa, cu ochi, atunci când nu avem destul suficient timp. Dar nu pot să zic că de fapt nu e o monitorizare, pentru că în unele cazuri solicităm prin intermediul e-mail-ului anumite modificări pentru
autoritățile contractante în cazul în care lipsesc anumite informații sau sunt indicate cumva incorrect. Și respectiv, cumva, cifra asta nu avem cum să vedem, încercăm să monitorizăm maximum posibil. Deja în dependență de posibilitățile noastre interne, de perioadele de concediu sau de perioadele când sunt mai multe achiziții, de exemplu, la sfârșitul anului, când este o perioadă destul de dificilă pentru agenții achiziții publice. Deci încercăm cât mai mult posibil să monitorizăm acele proceduri de achiziție. Pentru una și aceeași procedură de achiziție ar putea, într-adevăr, să fie două rapoarte de monitorizare scrise, pentru că, cum am zis, monitorizăm atât etapa de inițiere a procedurii de achiziție, de elaborare a documentelor, cât și etapa de rezultate, de cum a fost luată acea decizie sau chiar și la modificarea contractului. Și în acest caz, o autoritate contractantă ar putea avea și două rapoarte la o procedură de achiziție. Noi avem, de fapt, un ordin intern cu privire la procedura de verificare, de monitorizare a achizițiilor publice. Pot să menționez că încercăm să monitorizăm cât mai mult posibil achizițiile care sunt la sume foarte impunătoare. Deci încercăm să ne uităm peste toate aceste proceduri de achiziție, peste procedurile de achiziție care, spre exemplu, au oferte respinse. Deci verificăm dacă au avut temei de a respinge anumite oferte, dacă este corectă acea decizie. Și în cazul în care colegii dispun de suficient timp, deja verifică și celelalte proceduri de achiziție mai micuțe. Și la procedurile de achiziție mai mici, de regulă, se denotă și abateri mai mult tehnice, de fapt, care nu atât de mult influențează rezultatul unei proceduri de achiziție. Cam atât, dacă sper că v-am răspuns la întrebare. Bună ziua! Da, mulțumesc, doamna Tranzi. Despre metodul... Bună ziua, dacă dați voie, Natalia Costolache, Agenția Achiziții Publici. Da. Eu aș vrea să completez ceea ce a spus Nadejda. Deci, mulțumesc, doamna Diana, mi-a dat o idee foarte bună. O să încercăm să vedem acest indicator, ceea ce ați spus dumneavoastră, care este procentul procedurilor monitorizate în general. În principiu, cred că s-ar putea de făcut lucrul acesta. Evident că asta depinde de mai mulți factori, dar o să încercăm să implementăm chestia asta și să vedem până la urmă, într-adevăr, câte proceduri sunt monitorizate. Doamna Natalia, mulțumesc mult, chiar mă bucur și, de fapt, aici eu vreau să scot în evidență și faptul sau și indicatorul care ar arăta că nu toate procedurile pe care le monitorizează agenția sunt cu încălcări. Iată, cam și partea asta cumva să o vedem, da? Cumva să fie clar. Și eventual acest procent al procedurilor monitorizate cu încălcări poate fi urmărit în trend sau în evoluție și astfel de măsurat și eficiența procesului de monitorizare realizat de agenție, care poate servi drept temei pentru introducerea unor modificări, de ce nu, în legislație, care să arate că, uite, procesul de monitorizare al agenției este unul care capătă tot mai mult, nu știu, eficiență sau importanță. Prin urmare, poate ar fi cazul ca aceste recomandări să aibă un caracter obligatoriu, legal, da? Să nu mai trebuiască să alergați după ei cu tot felul de instrumente inventate, mă rog, nu inventate, dar așa gândite de dumneavoastră, dar să fie strict menționate în lege. Și acești indicatori ne-ar servi pentru asta. Deci am avea unul, numărul total de proceduri de achiziție într-un an, de exemplu. Doi, numărul procedurilor monitorizate sau procentul lor. Asta poate fi și 10% și mai puțin. Și trei, numărul procedurilor depistate cu încălcări care au fost urmate de rapoarte
și 4 numărul deja evident sau ponderea procedurilor care au fost ok. Deci nu au fost depistate nicio încălcare de către agenții. Mulțumesc mult! Da, mersi, Diana! Colegi, dacă mai are cineva dintre dumneavoastră întrebări, vă încurajez să le adresați și să mai abordăm și alte aspecte care vă par interesante. Da, domnule Munteanu, bună ziua! Da. Mă numesc Victor Munteanu, sunt șeful direcției, reprezint Curtea de Conturi. Deci noi susținem în tocmai ceea ce a spus dumneavoastră și raportul care l-ați prezentat astăzi. E un raport foarte bun, în primul rând. Deci, ascultând acest raport al dumneavoastră, noi am înțeles cum ne confruntăm și noi, făcând auditul. Deci, practic, ne confruntăm cu cadrul legal, ne confruntăm cu condițiile de pandemie, dar considerăm că legislația care a fost adoptată acum în condiții de pandemie pentru efectuarea acestor proceduri este foarte legeră. Deci, în primul rând, trezește îngrijorare plățile în avans. 2. Plafoanele foarte mari. Deci, entitățile fac tot posibilul. Deci, acum, entitățile fac tot posibilul ca să divizeze achizițiile și fac, negociază direct. Deci, practic, o transparență așa. Noi am examinat câteva cazuri, că acum Curtea de Conturi efectuează un audit în instituțiile publice. Dumneavoastră ați urmărit și rapoartele noastre anterioare. Noi am văzut că dumneavoastră le studiați, le citiți foarte atent. Dar vă spunem că ne confruntăm, deci s-a vorbit despre majorarea contractelor, volumelor contractelor. Da? Cadrul legal îi permite. Dacă îi scris 15%, ei măresc cu 15%. Toți. Toate contractele. Dacă după asta, după ce s-o desemnat câștigător, prelungește termenul de executare a contractului, prelungește, deci majorează suma contractului și respectiv iese din situație. Când, dacă, ca să nu fie contestată procedura de achiziție, se trebuie să divizeze achiziția. Fac mai multe proceduri prin contracte de mică valoare. Asta noi vedem și deci, adică entitățile, dar se speră ca să iasă din situația care este creată. Dar este binevenită agenția pentru soluționarea contestațiilor, dar vreau să spun că unii agenți economici, analizând deciziile agenției, unii agenți economici abuzează. Iată, noi am întâlnit chiar o procedură de achiziție care deci a fost contestată de cel puțin de 3-4 ori. Asta nu duce la bine, duce la faptul că autoritatea contractantă nu poate să-și achiziționeze marfa care vrea să o achiziționeze pentru activitatea stringentă. Doi, să ajunge până la urmă, că deci ajunge sfârșitul anului și deci suma alocată nu este valorificată. Și deci tot. Desemia trezește îngrijorare toate chestii. Deci, posibil că ar trebui deplafonat cumva. De câte ori autoritatea contractantă are dreptul să adreseze? Da, noi am citit acolo, scrie în deciziile dumneavoastră că ei fără atac, fără asta, dar următoarea procedură, dacă se inițiază, iar este atacată. Tot pe ceilalți tip de bunuri. Adică, trebuie de prevăzut un mecanism clar ce ține de contestare, cum și deci da, e normal, e democratic, contestațiile sunt binevenite, dar ele trebuie să aibă o limită, fiindcă pun în condiții autoritățile contractante, nu pot să achiziționeze bunul, timp rămân banii nevalorificați. Deci s-a vorbit despre eu am spus despre divizarea achizițiilor, studiem foarte minuțios site-urile dumneavoastră, deci și chiar și ne uităm tot timpul pe revizia, numai decât examinăm. Noi ținem cont de rapoartele care dumneavoastră le publicați, numai decât. Aici avem
aș vrea să spun câteva momente. Anterior, Agenția Achiziției Publice avea un program în care, deci, procedura se vedea de la început până la sfârșit. Adică, începând de la anunț, documentele de tender, deci ofertele, contractul, darea de seamă, era tot. Acum procedura se efectuează pe platformele acestea care sunt acreditate de către Ministerul Finanțelor și vreau să spunem că aceste platforme, în viziunea noastră, în viziunea mea ca auditor, ele sunt imperfecte. De ce? Fiindcă noi vedem numai caietul de sarcini, vedem deci, planificările și vedem oferta. Dar mai departe, decizia, deci contractul propriu zis, darea de seamă, ceva întâi. Deci nu vedem procedura în detaliu. Ne-am adresat la persoanele care gestionează platformele respective, dar dumneavoastră au spus că până când e în lucru, deci sunt în lucru aceste sisteme, aceste platforme. N-am primit un răspuns. Deci, domnule Munteanu, vă mulțumesc dacă îmi permiteți să intervin la această mențiune pe care ați făcut-o recent. Deci, diferența dintre noul SIRSAP în tender și vechiul SIRSAP. Deci, bănuiesc că cunoașteți că, de fapt, lipsește doar funcționalul pentru contracte în M-Tender, pe când decizia de atribuire, scrisori de care sunt expediate, recepționate, ulterior clarificărilor, ele pot fi publicate în M-Tender. Deci funcționalul există, dar doar că la foarte puține proceduri. Deci, recent am văzut o procedură de la CIPCS unde a fost publicată decizia de atribuire și scrisoarea prin care a fost informată autoritatea contractantă că deja India nu mai permite exportul unor anumite medicamente și așa mai departe. Deci, posibilitatea tehnică pentru a prezenta aceste informații autoritățile contractante o au. Lipsește doar funcționalul pentru contracte. Faptul că ele nu prezintă aceste decizii de atribuire este cu totul altceva. Faptul că atunci când trebuie să includă informația în sistem, de ce a fost refuzată o anumită ofertă și ei, utilizând una din platforme, scriu de sine stătător o propoziție sau un paragraf prin care enunță cauza, folosind altă platformă, doar dau click pe una din opțiunile care apare și spune că nu este conformă, fără să argumenteze de ce, este iarăși la latitudinea autorității contractante. Deci dumneavoastră aveți dreptate, lipsește informația, dar vreau să vă zic că în anumite cazuri ea lipsește deoarece reprezentanții unor autorități contractante pur și simplu nu vor să publice acele date. Ei ar putea să publice și decizie de atribuire și să o vadă toți. Platforme. Deci, în primul rând, ele frânează, că noi vrem să scoatem de fel de documentele. Platformele acestea frânează. Deci, când ne permit să scoatem documentele, când nu ne permit să scoatem copiile, adică arhiva care este pe platformă. Adică, întâlnim greutăți. Posibil și, apropo, dacă tot ați adus vorba de documente, mai avem și cazuri când operatorii economici, într-un singur document PDF, scanează și includ mai multe documente în format de hârtie, da? Pe care le au ei cu semnătură și ștampilă umedă, de exemplu. Și atunci documentul PDF are foarte multe pagini. Mărimea lui este de 10 de megabits. Și atunci, da, s-ar putea să vă confruntați cu astfel de problemă, când efectiv nu puteți descărca documentul. Dar iarăși, deci, toate aceste aspecte, cumva, ele trebuie privite din sau prin prisma diferitor abordări și din prisma autorității contractate și din prisma existenței sau neexistenței unor funcționalități. Din păcate, totuși, eu am constatat că este posibil să vedem decizii de atribuire, doar că în unele situații ele pur și simplu nu sunt publicate. Deciziile și dările de seamă trebuie să fie numai decât ca să vadă între ciclul achiziției. Deci, respectiv de acum, Agenția Achiziției Publice monitorizează deci, achizițiile în aspectul atribuit de legislație. Eu vă mulțumesc și noi susținem rapoartele dumneavoastră. Și noi vă mulțumim foarte mult. Și pentru intervenție și pentru colaborare. Dacă e posibil, un pic la domnul Munteanu.
În privința la modificările contractelor de achiziții publice, da, legislația prevede o marjă de 15%, asta nu înseamnă că toate contractele pot fi modificate în marja la 15%. Urmează a fi întrunite în mod obligatoriu condițiile care sunt prevăzute de legislație și care permit aceste modificări, pentru că, în general, modificările unui contract de achiziție nu sunt permise, sunt încălcări grave. Contractul urmează a fi executat astfel cum a fost încheiat în condițiile acesteia, în prețul stabilit, cu calitatea stabilită și în condițiile stabilite, și modificările unui contract de achiziție, de fapt, este o abatere foarte gravă. Deci există doar anumite excepții care pot fi aplicate, dar în mod justificat, în mod întemeiat, explicat. În caz contrar, nu pot fi aplicate doar pentru că undeva ceva e scris de 15%. Și în privința achizițiilor COVID, aș vrea să menționez că, de fapt, hotărârea Guvernului 494 pentru aprobarea regulamentului cu privire la achizițiile necesare pentru prevenirea și controlul infecției nu mai poate fi aplicată și nu poate fi aplicată, dacă nu greșesc, de la sfârșitul anului, deoarece această hotărâre a fost aprobată în temeiul hotărârii numărul 10 din 15 mai a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, și această hotărâre a fost, de fapt, abrogată și respectiv nu mai poate fi aplicat acel regulament care permite anumite excepții de termeni și de praguri de la legislație. Inclusiv agenția a informat și instituțiile publice, de fapt instituțiile medicale, că de fapt ele mai mult utilizează această hotărâre, a informat despre imposibilitatea aplicării a acestui regulament. Noi, în viziunea noastră, ca auditori, credem că legea 131 trebuie să cuprindă un compartiment anume ce ține de efectuarea achizițiilor în situații excepționale. Situații cum avem acum pandemia, deci, practic, legea nu scrie, e, are clarități generale, dar trebuie să fie în condiții excepționale, trebuie să fie clar stabilit prin lege care este mecanismul de efectuare a unei achiziții propriu-zise. Legea prevede că în situațiile de urgență, autoritatea contractantă poate opta pentru procedura de negociere fără publicare. Și avem prevederi destul de clare în acest sens. De asta am și menționat anterior că nu știu cât de necesar au fost unele modificări adoptate recent în acest sens, inclusiv care iarăși fac referire la această procedură de negociere fără publicare. Majorarea termenului, deja ați specificat și dumneavoastră, consecințele destul de nefaste ale majorării pragurilor pentru achiziții au fost creșterea numărului de contracte directe, contracte netransparente și care nu pot fi contestate. Noi am văzut că când se face prin procedura de COP sau licitație publică, prețurile sunt mai mici. Când se faci prin negociere directă, prețurile sunt mai mari. Deci, așa avem o constatare. Deci, mersi. Da. Cam asta. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnule Munteanu. Stimați participanți, dacă vrea cineva să mai intervină, vă rog să o faceți. Dacă nu mai sunt întrebări, bănuiesc că putem să încheiem masa noastră rotundă de astăzi și aș vrea să le mulțumesc foarte mult tuturor participanților și reprezentanților instituțiilor de resort care au intervenit și colegilor care au intervenit pe parcurs. Consider că a fost o discuție foarte utilă, am abordat din nou problemele cele mai stringente și care de altfel trebuie să revenim la ele și în cadrul unor mese rotunde cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, care ar avea posibilitate să intervină cu anumite modificări, pentru că soluțiile sunt mai mult decât necesare. Vă mulțumesc tuturor!
O zi cât mai frumoasă în continuare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și sper să ne revedem la următorul nostru raport de monitorizare. Până atunci puteți să citiți toate materialele noastre pe platforma revizia.md. Și vă încurajez să o faceți și să ne scrieți comentarii ori de câte ori simțiți nevoia să veniți cu o opinie separată, dacă este cazul. La revedere și numai bine! Mulțumim mult, Maria, pentru prezentări și tuturor vorbitorilor! Mulțumim!